Postul de conducere din Renault Talisman este distinct de înaltă tehnologie și calitate superioară. Prezintă un ecran color TFT de 7 țori, reconfigurabil, care vă oferă o plăcere reală de a conduce. Vă puteți personaliza afișajul într-o gamă variată de stiluri și culori. Pe volan se găsesc comenzile pentru utilizarea calculatorului de bord, funcția mâini libere a telefonului și limitatorul regulatorul de viteză. În funcție de versiune, Renault Talisman vine echipat cu o trapă. Trapa și parasolarul pot fi deschise și închise cu ajutorul contactorului de pe pavilion. Scaunele asigură un confort și un sprijin deplin, ajutând în special la limitarea mișcării în lateral. În funcție de versiune, aceste scaune pot fi reglate electric cu ajutorul contactoarelor din partea laterală a pernei scaunului. Un contactor vă oferă acces direct la meniul Seats, scaune, de pe ecranul multifuncțional. În funcție de versiune, în față pot fi montate scaune încălzite. Cu contactul pus, apăsați comutatorul de pe scaunul pe care doriți să-l încălziți. Temperatura va scădea dacă este apăsată din nou. Sistemul reglează automat încălzirea și o dezactivează dacă este necesar. În funcție de versiune, sunt disponibile scaune echipate cu ventilare activă, astfel încât încălzirea sau ventilarea pot fi amplificate în perna scaunului sau în spătarul scaunului. În funcție de versiune, sunt disponibile scaune cu masaj. Acestea sunt reglate de pe ecranul multifuncțional. Șoferul și pasagerul pot profita de funcția acces facil, astfel încât scaunul se deplasează înapoi în mod automat atunci când un ocupant părăsește vehiculul și revine pe poziție atunci când se apasă butonul de pornire. Puteți regla scaunul pasagerului cu ajutorul butoanelor de pe scaunul propriu. Aceasta este funcția de reglare de curtoazie. Această funcție poate fi activată de pe ecranul multifuncțional. În funcție de versiune, vă puteți stoca poziția de condus, poziția scaunului față pasager și poziția retrovizoarelor exterioare în module de conducere înainte și marșarier. Cu vehiculul staționar și motorul pornit, reglați mai întâi poziția scaunelor față. Țineți piciorul pe pedala de frână și selectați D. Reglați poziția retrovizoarelor exterioare în modul de rulare înainte. Apoi selectați R. Și reglați poziția retrovizoarelor exterioare în modul de rulare în marșarier. Selectați Salvare pe ecranul multifuncțional pentru a stoca aceste poziții. Pot fi stocate până la 6 profiluri de reglare. Puteți recupera pozițiile stocate ale scaunelor șoferului și pasagerului numai atunci când vehiculul este staționar. Reglarea înălțimii și adâncimii volanului facilitează găsirea de către șofer a unei poziții optime de condus. În funcție de versiune, volanul de direcție poate fi încălzit. Apăsați contactorul pentru a activa funcția de încălzire în zonele din stânga și dreapta ale volanului de direcție. Sistemul controlează temperatura și se întrerupe automat. Renault Talisman dispune de frâna de parcare automată care asigură imobilizarea vehiculului atunci când motorul se oprește. Când este aplicată frâna de parcare automată, pe tabloul de bord apare mesajul Parking Brake On, frâna parcare activată, iar martorul luminos se aprinde pe tablou și pe comutator. Imediat ce vehiculul începe să accelereze, frâna de parcare automată este eliberată.
Frâna de parcare asistată poate fi activată și manual în timpul unei opriri scurte. Aceasta se deblochează automat imediat ce vehiculul se pune în mișcare. Rețineți faptul că frâna de parcare asistată nu este activată atunci când motorul este în stare de veghe pe vehiculele cu funcția Stop and Start.